palatul unde și-a făcut nuntă Șor și unde era odată parlament. Și tamam peste drum, coliba lui Tudor Pânză, strada București, colț cu Maria Cebotari. Și că vrea să trăiesc și el ca oameni. Deocamdată e că suflă în strache. Au și reacționat imediat. Bună seara! Iar mănânci! Parcă și ieri ai mâncat odată. Ataman mi-a făcut o cașă. Cașă? N-ai înghețat? Nu înghețăm, facem foc. Te-am să mai încălzit o leacă vreme, vezi că plouă. Atâta nu îngheț, dar dacă nu ieși tare. Dacă era și mai frică, asta e clar. A să ieși și frică. Dar s-a tot lumea. Ai auzit că am început campanie pentru... Da, eu am auzit. S-a sunat cineva o transferare pe acolo. Apoi primele două donații de $25 și acum îmi spun colegi că de-am mai mult de 100. Deci oameni din toată lumea, generoși sau mai zgârciți, dar fac donații și s-ar putea să adunăm iarna asta niște bani. Cumpărăm omul o casă și să renunț la protest. Dar cu statul cred că o să trebuiască să te mai judeci. Da. Nu știu cum. Eu am dat actele toate reprezentantul meu, dar cred că îmi cere de mod. Că de ce nu se execută hotărârea, adică da? Pentru legea 87, pentru neexecutare. Aha. Judecata aceea care prima, cât o mărs? 4 ani jumătate, o levă mărs. Din 2010 până în 2014, scurtă, da, scurtă. Da, da. Dar câți ani ați mai mari din judecata asta care... care chiar dacă se dăm iară în judecată. Știu, da, că așa greu merge justiția. Deci afișăm numărul matale de telefon, dacă vrea cineva să te fac transfer direct, prinești bani, prin MoneyGram, Western Union. Transfer și pe la... adică cum o transferat aiește persoanele astea cu care... pentru locuit. Am pe internet? Da, da. Cu Western Union nu vrei să te joci, nu. Da? Să primești valută direct. Dar ceea ce ai primit mai devreme din Italia, bagi tot pe contul ăsta de, pentru casă, da? Sau ai cheltuit pe medicamente? Eu încă n-am cheltuit. Hai, ții bani. Așa îi țin. Așa în valut, cum ai primit, da? Da. Bun.